Dragi prieteni, a spune că Revoluția Română din decembrie 1989 a lăsat în urmă multe enigme, reprezintă deja o banalitate. Despre una dintre aceste enigme vom vorbi astăzi. Vă propun așadar să vedem care sunt misterele și certitudinile morții celui care în decembrie 1989 era ministrul apărării în România socialistă, generalul colonel Vasile Milea. A fost oare moartea lui Milea o sinucidere sau un asasinat? Vasile Milea s-a născut în ianuarie 1927 într-un sat din județul Argeș, iar în anul 1949 termina școala de ofițer de infanterie. În anii următori, el s-a specializat la Academia Militară din București, devenind ofițer de tancuri. În anul 1977, la vârsta de 50 de ani, el a fost înaintat la gradul de general-colonel. Șef al Marelui Stat Major al Armatei în prima jumătate a anilor 80, Vasile Milea a devenit ministru al apărării în decembrie 1985. În ședința Comitetului Politic Executiv din după-amiaza zilei de 17 decembrie, la ora 17, Nicolae Ceaușescu a fost foarte dur cu Milea și l-a acuzat de atitudine defetistă. S-a văzut diferența de viziune dintre Ceaușescu și Milea. Ceaușescu dorea reprimarea prin orice mijloace a Revoluției, în timp ce Milea a dat în permanență ordinul să nu se tragă împotriva manifestanților decât focuri de avertisment îndreptate în sus. În seara zilei de 21 decembrie, după ora 9, Milea a fost chemat de Ceaușescu și a fost certat că armata acționează anemic pentru împrăștierea manifestanților din fața hotelului Intercontinental din București. Așadar, până în acest moment avem două lucruri certe. Primul este acela că în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, Vasile Milea s-a implicat efectiv în trimiterea unei formații de tancuri care au luat cu asalt baricada din piața Universității. Iar al doilea lucru cert este acela că după 17 decembrie, Vasile Milea a fost supus unei adevărate presiuni psihologice din partea lui Nicolae Ceaușescu, care l-acuza mereu de incompetență. Și astfel ajungem în dimineața zilei de 22 decembrie 1989. În ziua de 22 decembrie 1989, la ora 7 a dimineții, Vasile Milea a fost din nou chemat în birou la Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu s-a răstit iarăși la Milea, acuzându-l că armata nu-și face datoria. După această ultimă întâlnire, Vasile Milea a urcat la etajul 6 din clădirea Comitetului Central și, în fața altor ofițeri, a repetat ordinul său de a nu se trage în mulțime. În jurul orei 9 și 20 de minute, a cerut unui ofițer de transmisiuni o centură cu un pistol, dând de înțeles că va ieși din clădire. Apoi a intrat în camera 621, în biroul colonelului Pârcă Lăbescu, cel care era atunci comandantul gărzilor patriotice. În jurul orei 9 și 30 de minute, din birou s-a auzit o împușcătură. Cei care au intrat imediat l-au găsit pe Vasile Milea pe o canapea, grav rănit, dar încă în viață. Imediat, colonelul Pârcă Lăbescu l-a anunțat pe Nicolae Ceaușescu că Milea s-a împușcat în piept. Dacă cineva ar fi vrut să-l asasineze pe Vasile Milea, ar fi putut o face cu siguranță mai ușor în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, când Vasile Milea s-a aflat foarte mult în exteriorul Comitetului Central. Pe baza mărturiilor de care dispunem până astăzi, cea mai credibilă variantă rămâne totuși sinuciderea. Rămas singur în biroul său, Vasile Milea și-a desfăcut vestonul și s-a împușcat în piept cu un pistol Carpați model 1974 de calibru 7.65. Dar glonțul nu a lovit inima, astfel încât Vasile Milea s-a mai putut târî până la o canapea alăturată. Ulterior, Vasile Milea a fost dus de urgență la Spitalul Elias, unde a decedat în jurul orei 9 și 45 de minute. Peste mai bine de o oră, regimul Ceaușescu a dat un comunicat în care se spunea că ministrul Forțelor Armate a acționat ca un trădător și, dându-și seama că este descoperit, s-a sinucis. Din acel moment, armata a rămas fără ministru, s-a retras în cazări, iar căderea lui Nicolae Ceaușescu a devenit o chestiune de timp. Iar morala poveștii noastre este că Vasile Milea a tras un singur glonț,
dar, într-un anumit sens, inclusiv Nicolae Ceaușescu a fost victima sa. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste pentru oamenii inteligenți.